Salut camarazi, bună dimineața! O să vă explic acum în câteva minute și o să vă dau un exemplu cum au făcut securiștii și milițienii și membrii ai Partidului Comunist Român averi încă de pe vremea comunismului. Îl pomenesc doar pe celebrul triță-făniță care avea vreo 350 de milioane de dolari ascunși în Elveția, că lucra la agroexport și făcea manevre și combinații și mângea toți membrii Partidului Comitetului Central, adică pe ei, pe neveste și pe copii cu bluci, cu paltoane de la Paris, cu pantofi din Italia pentru cucoane și așa mai departe, știți? de prin anii 70 securiștii români trădători de neam și țară au început să învațe, învețe șmecheriile de la Caghebiș, că ei au fost mai de mult la putere, au fost din 1917, adică CECA, NKDV, KGB. Și ăia aveau mai multă experiență. În 47, când comuniștii au luat puterea cu ajutorul tancurilor rusești la București, cu generalii și soldații divizilor trădătoare Tudor Vladimirescu și Horia Cloșca și Crișan, ăia deja în 47 aveau experiență de 30 de ani, știi, ca iebiști. Securiștii au învățat repede de la colegilor ca iebiști cum ați văzut în decembrie 89, securiștii și-au trădat și președintele, și țara, și poporul, și-au tras și în oameni nevinovați, în femei, și în copii, și în bărbați. Deci încă din anii 70 securiștii au început să strângă avere, au văzut că e bine la Ciolan, România era a lor, ei de fapt nu apărau țara și poporul cum se minte, securiștii apărau o gașcă, guvernul României, e o gașcă de criminal care au luat puterea cu tancurile rusești, ne-au pus cizma pe gât și ne-au făcut vrând nevrând comuniști. Nimeni nu avea nicio treabă cu virgulă comunismul România. Ni s-a impus, s-a impus un sistem care acum a să știe a fost făcut și creat de o cultă mondială să diminueze populația planetei, cum a și făcut prin tortură, prin omor. Vă aduc aminte gulagurile din Siberia, unde au murit cel puțin 25 de milioane de oameni nevinovați, bărbați, femei. A fost o tragedie fără desfârșit. Așa și în România, cam 2 milioane din populația României. Deci unul din 12 a trecut prin pușcările României, prin, pe la Canal, pe la Poarta Albă, pe la Sighet, pe la Iud, pe la Gherla, știi, sinonime cu tortura și omorul și uh... Bestialitatea. Ne mai vorbim de fenomenul Pitești, care a fost un fenomen unic în statele comuniste. Deci, i-am trecut pe ruși la fenomenul Pitești. Așa. Vreau să vă dau exemplu. Acum, cum se făceau afaceri, una dintre cele mai bune afaceri în anii 70, bineînțeles că prin toate ambasadele României erau securiști camuflați ca jurnaliști, ca atașați de presă, ca atașați comercial, nu știu ce, dar erau securiști de fapt. Așa, se, așa sunt în toate ambasadele lumii. E, eh, ăia pe vremea era epoca lui Bruce Lee și a lui Chuck Norris, știți? s au auzit și în România de Bruce Lee, Chuck Norris, unii mai călătoreau pe afară, care erau privilegiații, scritorii, cântăreții, poeții, eu știu, de ăștia, care mergeau în patru rabe pentru partid și erau, cum spuneau ei, idioți folositori, știi, așa îi numeau comuniștii. Plus că erau și stewardese și piloți de avioane de la Tarom. Era și atunci un fel de mafie pe aeroportul, peste nu, pe colo, pe colo, pe la și cartușul de centă era moneda națională, cu o la treceai peste tot și cu pachetul de cafea de la nemți sau de la italieni, știți? deci cum treceau alea, treceau și casete cu Bruce Lee, Chuck Norris, toți ăștia care au făcut vâlvă până anii 70, după aia mai târziu cu Schwarzenegger, cu Rambo și nu știu ce, înțelegeți? E, pe undeva, pe lângă strada cea mai bine păzită din România și poate din Europa, pe strada primăverii, unde a stat primul președinte al României, Gheorghe Gheorghiu Dej, care era bărbatul lui Ceaușescu. Ceaușescu era fetița lui și mai târziu asta și fetița lui Nicolae Ceaușescu cu Elena și copiii acolo în primăverii. E, în apropiere la doi pași pe o străduță mai așa, mai discretă să zicem, un individ, să zicem, nea Sandu sau nea zanfir, și a cumpărat o vilă cu milion de lei, bani lichizi. Deci nici nu visam noi pe vremea aia la un milion de lei, ca să vă spun așa, să vă dați seama ce însemna în anii 70 un milion de lei, însemna vreo 17 mașini Dacia care erau vreo 60 de, de mii de lei. Știți? Dar mașinile Dacia, deci Renault 12, să mai vede și acum pe străzi, aia era visul românilor pe vremea aia, dar puțin puteau să-și cumpere o mașină. Poate inginerii, doctorii, ăia după la Comitetul Central care aveau salarii bengoase, securiștii milițieni, adică elita, nu ăla care, care dătea cu bulanul și rupea în bătaie poporul, nu, ăia mai șmecherii, nu? E, individul ăsta, Neazanfir, sau ne zicea domnul colonel, nici nu are importanță, a cumpărat vila aia cu milion de lei lichid. Pe vremea aia nu era ca acum, dacă vroiai să fii bombardier sau șmecher sau nu știu ce, trebuia să te pup cu milițienii și cu securiștii, altfel pârnaia. Și dacă aveai 2 dolari în buzunar, te trimetea la pârnaie, știi? Dar cei care lucrau cu securiștii și cu milițienii ăștia puteau să învârtă teancuri de dolari, combinații... La Revoluție ăștia aveau dulapurile pline cu dolari sau telele și așa mai departe, înțelegeți? Deci individul ăsta care cumpărase vila asta cu milion de lei lichid, deci o avere imensă pe vremea aia, avea acolo vreo 25 de aparate care copiau casetele cu Bruce Lee, cu Chuck Norris și cine mai era pe vremea aia. le știți și voi care aveți peste... 40-50 de ani, le știți, Ec, alea copiatoarele, alea lucrau non-stop, 24 din 24. Aia a fost una din cele mai bănoase afaceri făcute de securiști. S-au umplut toți de bani. Celeba, celebra actriță Irina Margareta Nistor, care e și critic de film, aia a împrumutat vocea ei la filmele alea. Acum zice că o făcea doar ca să vadă filmele. Mie mi se pare cu sută coață albă, știți? Pentru că, așa cum v-am explicat de mai multe ori, artiștii români, cântăreții, pictorii, sculptorii, scriitorii, toți au mers în patru labe, toți au colaborat cu securitatea sau cu miliția. Toți au făcut compromisuri pentru că pe ei nu interesa poporul și țara care îi aplauda și iubea și le plătea salariile, pe ei interesa să se dea bine cu elita. Eh, acum, eh, Irina Margareta Nistor se, eh, se scuză, zice, domne, nu că eu vroiam, da, i-am promutat vocea ca să văd filmele. Mie mi se pare. Eh, de necrezut ca o femeie să fie pasionată de bătăile lui Bruce Lee și al lui Chuck Norris, nu? Eu exclud asta din start. Deci Irina Margareta Nistor minte cu nerușinare, deși e o femeie bătrână, cred că are aproape vârsta mea sau vârsta mea, deci minte cu nerușinare, s-a dus acolo ori pentru cașcaval, ori pentru că se culca cu un securist. Ea nu putea să aibă acces la vila aia care vă dați seama, era controlată de securiști, era afacerea lor, vă dați seama, totul era ermetică. Dacă Ceaușescu auzea de treaba asta, îi împușca pe toți, că așa era pentru banii iliciți pe vremea, era glonțul, înțelegeți? și mi-e greu să-mi o pe Irina Margareta Nistor că s-a dus acolo Hai salut, am venit și eu la voi securiștilor, hai să vă traduc filmele Păi nu era băi nene așa, era totul ermetic, ea s-au asigurat, asta era un om de încredere Să vă aduc aminte, foarte mulți actori au fost turnatori. Aduc așa numai fugitiv aminte Albulescu a fost turnător, Ion Besoiu a fost turnător adică și-a și -a turnat proprii colegi și colege cu care juca pe scenă care mergea în turnee și așa mai departe Victor Rebenciuc a, e, e ginere de torționar care împușca țăranii le punea pistolul la cap și împușca pentru că nu vreau să devină sclavii Partidului Comunist și nu vreau să-și dea pământul la, la, partid ca să ajungă după aia milogii partidului, știți? După aia celebru cascador Sobi Ceh și el a fost turnător și cât or fi fost, ne mai vorbim de lingăi uh, lingăii lui Ceaușescu, lingăii casei, Adrian Păunescu. Și, și, Vadim Tudor. Știți că ăștia erau lingăii lui Ceaușescu, după aia s-au dat democrați, nu știu ce, niște scursuri, niște japițe, niște canali, niște lichele, niște bișnițari și niște traficanți de sentimente, înțelegeți? Deci am vrut să vă aduc la cunoștință cum s-au făcut averile deja de pe vremea lui Ceaușescu. Cum, în decembrie 89, elita securității, a miliției și a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, aveau saltelele burdușite de dolari și tot, tot ce le trebuia, franci francezi, franci elvețieni și mărși germane, știți, așa. Deci, v-am dat numai un exemplu, probabil că sunt mii și mii de exemple cum s-au făcut averi licite în detrimentul poporului român, în detrimentul țării, de o gașcă de trădători de neam și țară descreerați, care de șapte șapte de ani ne călărește și voi nu vreți să înțelegem să terminăm cu ei, știți? Hai că v-am pupat, vă aștept la comentarii. Pa, camarazi!